Uitați cum la ultimul update, acesta unde zice optimizări minore, autonomia mașinii a crescut de la 422 de km la 438 de km. Acum, eu nu știu dacă să mă bucur sau să fiu un pic îngrijorat de ajustările astea, oarecum din pix sau din software, știu cum să le zic. Ideea este că, oricum, din experiența de până acum, în perioada asta mai rece, cu toate intemperiile astea, nu reușesc să depășesc 250 de km în oraș. Și când spun în oraș, mă refer la drumuri din astea scurte de 10-15 km, unde merge căldura, am accelerări, am frâne poate un pic mai bruște, dar overall 250 de km este un număr real. La drum lung cred că reușesc peste 400, din ultimele drumuri pe care le-am făcut am reușit 400 de kilometri, poate și mai mult, mai ales cu ajustarea asta de acum, dar n-aș vrea să iau în considerare mai mult de 400. Să zicem 400 pentru a fi on the safe side. În materie de consum, în momentul de față, consumul mașinii arată cam așa. Avem all time un consum de 16,7 kWh, iar în materie de ultimele drumuri 16,2 kWh, iată, uite, 17 km am făcut cu 14,4 kWh. Da, cam asta e consumul mașinii. Chiar sunt curios să văd pe termen lung dacă înseamnă ceva această ajustare, să zic așa, de 16 km în plus la 100% baterie. Vom vedea.